În ciuda nenumăratelor campanii de sterilizare a maidanezilor, haitele de câini au pus stăpânire pe unele străzi din Râmnicu Sărat. Mai rău este că unele patrupede sunt agresive și pun în pericol viața trecătorilor. Zeci de cetățeni au sunat în ultima perioadă la primărie, dar și la administrația domeniului public și au cerut angajaților de la serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân să strângă maidanezii, care riscau să-i muște. Deci este adevărat că aproape zilnic primim astfel de sesizări și tot adevărat este și faptul că de fiecare dată lucrătorii de la serviciul de ecarisaj intervin. Până când la nivel național nu se va găsi cu adevărat o soluție pentru rezolvarea acestei probleme, ne vedem constrânși să acționăm minim, practic, trimițând acești lucrători să ridice în general câinii agresivi de pe domeniul public. Câinii agresivi sunt duși permanent în padocuri, iar cele două adăposturi din Râmnicu Sărat sunt pline ochi. Este și motivul pentru care angajații serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân strâng maidanezi doar la cerere. Capacitatea acestui adăpost este mult prea mică față de numărul de câini de pe stradă și oricât de mult l-am extinde, el nu va cuprinde niciodată numărul de câini de pe stradă. În perioada următoare, la Râmnicu Sărat va avea loc o nouă campanie gratuită de sterilizare a câinilor. Reprezentanții primăriei recunosc că sterilizarea nu este o măsură suficientă pentru ca numărul de maidanezi de pe stradă să scadă considerabil, atât timp cât legea eutanasierii nu poate fi pusă în aplicare.